Cele mai importante simptome apar în zona capului, de la durere de gât, care pare să fie simptomul principal sau de debut al Omicron, al infecției cu Omicron, dureri de cap, simptomatologia generală pe care o cunoaștem, cu febră, cu stare generală alterată, cu oboseală importantă și, sigur, la anumite persoane poate să apară și tusea seacă iritativă. Pot să fie și simptome digestive, dar sunt mai specifice copiilor, nu apar decât rar la adulți, însă nu pot fi excluse. Dureri abdominale, un tranzit care să fie mai accelerat, un scaun moale. Pe mine mă doare gâtul din diverse motive. De unde îmi dau seama că am Omicron? Infecția cu Omicron nu evoluează cu un singur simptom. Evoluează cu simptome care se asociază în decurs de câteva ore, cel mult două zile. Cu siguranță, durerea dumneavoastră de gât, care este produsă de un factor iritativ, toate acestea se ameliorează după câteva ore. Omicronul este ceva diferit față de modul în care dumneavoastră sau o persoană își cunoaște organismul.